Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul nostru special, Florin Ristei! Da, da, lasă-mă un pic să mă obișnuiesc întâi, după aia încep să vorbesc. Salut, bună seara, bună seara! Hey. Bună seara! Lume nouă pe care n-am văzut-o niciodată, lume mai veche pe care am mai văzut-o. Da, probabil vă întrebați ce caut aici. Asta ce cauți acum? N-am vrut să vin până acum pentru că am simțit că n-am cum să vorbesc cu voi de la egal la egal. Acum bănuiesc că știți sau dacă nu știți, sunt și eu jurat. Și nu vreau să vă perii, dar cred că sunt dovada vie că nu-ți trebuie foarte multă carte ca să fii în juriu, așa că și la voi se aplică. Sunt în juriu la X Factor. Puteți să mă aplaudați, da? Sunt în juriu la X Factor. Nu știu în locul cui am intrat. M-am gândit că, bă, sunt în locul lui Brenciu. Dar am văzut la TV de curând că l-a invitat cineva la nu știu ce post de televiziune să facă o analiză a muzicii contemporane. Dacă venea la noi să ne întrebe pe cine îl cunoaște, probabil i-am fi zis omului ăla care l-a chemat, probabil i-am fi zis că trebuie să-i facă un alt set de analize mai complet. Mi s-a părut cea mai tare premiză cu putință faptul că Horia Brenciu a fost invitat să vorbească nu știu unde despre muzica contemporană. Aia mi s-a părut extraordinar. Horia Brenciu vorbind despre muzica contemporană. Bă, atât. Deci aia se putea opri acolo. Oricum, Brenciu a fost jurat pe unde s-a dus. Și s-a dus cam peste tot. El își dorește, de fapt, la șef, la cuțite să fie jurat. Știți că a fost jurat la Vocea României acum vreo 4-5 ani. Și de la Vocea României a nimerit la Te Cunosc de undeva. Bine. Eram și eu... Cred că și Delia era în anul ăla la Te Cunosc de undeva în jur. Am fost jurați fix o lună. Eu eram concurent atunci și am văzut că s-a schimbat, a dat afară pe Ozana, pe Temișan, și pe Andreea Bolan cred că a dat afară. Și Brenciu a fost atât de bun încât după o lună s-au întors ceilalți înapoi. La X Factor acum 7 ani, Chelu era în juriu. Bine, l-a fost jurat și la The Four, o emisiune superbă pe care toată lumea cred că vrea să o uite cât mai repede. Da, eu sunt primul. A fost, da, blană emisiunea. Chelu e un tip care știe exact ce vrea în viață, vrea să enerveze oameni și am auzit că ți iese și foarte bine, ci că te-ai supărat odată la tine acasă că nu te-a recunoscut cineva. Câinele. Toți facem tâmpenii la beție, asta poate să zică și părinții lui Mihai, care Mihai nu e doar jurat. Bine, lăsând partea cu actoria la o parte, că nici actor nu prea e, dar a prezentat X Factor acum 2 ani. Băi, a fost bine, mă. Mie mi-a plăcut. Bine, reformulez. Cred că doar mie mi-a plăcut. Și eu m-am distrat. Drept dovadă că doar mie mi-a plăcut e că anul trecut probabil le-a retras licența și nu s-a mai ținut X Factor. Oricum, știi că în sport, când cineva e foarte bun în ceva, îi zici, băi, ăsta e campion mondial. La noi, când un prezentator e foarte, foarte, foarte amuzant, îi zici că e Pavel Bartoș. Uite, așa mi-am făcut eu loc, pentru că se zice că fiecare are drumul lui în viață și cine să știe mai bine decât tine, care ai două drumuri, că ești bipolar. Mă uit și eu la emisiune bună să știi. Bună construcție, bună construcție. Perioada asta a fost, într-adevăr, bună de introspecție. Am avut 5 luni în care am stat acasă, fiecare și-a găsit câte o activitate de făcut și am auzit că și Carla Dream s-a vrut să se cunoască mai bine. S-a demachiat și cred că de asta n-a mai prins un sezon la X Factor. Uite, Florin Călinescu. E un jurat care mie îmi place foarte, foarte, foarte mult, în afară de faptul că e foarte activ social. E activ și în domeniul restaurantelor și aud că vrea să mai deschide un restaurant. Ăsta o să se numească Karma. Ci că la Karma nu vii tu și-ți comanzi ce vrei, ci la Karma, la restaurant, primești ce meriți. De asta zic că Andy Moisescu nu o să fie client niciodată acolo. El este un jucător foarte important pe piață, Andy Moisescu, este de încredere la drum lung, oricine își dorește să-l aibă acasă și mai am și alte adjective, dar asta e tot ce am găsit pe site-ul de la... Țeapă. Vreau să vă aduceți aminte de România au talent, de Mihai Petre, care are niște... replici bune. Eu sunt foarte curios de unde își ia inspirația și vreau să-l întreb pe Chelu dacă îi dai tu inspirație sau are alt dealer de-al lui. Nu-l cunosc, n-am vorbit niciodată. Pare că ai mai spus asta. În juriul la România au talent mai este și Andra, de care nu zic nimic de rău. Nu zic nimic nici de bine că e și Delia aici. A dat-o adânc. Nu v-am zis. Mă apuc de actorie.
Ne-am dat de rea. Și pentru că sunt Florin Ristei, acum sunt jurat, trebuie să iau și eu lecții de la unul bun. Nu, mă uit întâmplător la tine. M-am gândit să iau lecții de la colegul nostru, Ștefan Bănică. Asta după ce alți 150 de oameni nu mi-au răspuns la telefon. M-ați primit frumos, eram pe mine la început, acum sunt la fel. E o atmosferă specială aici. Chiar și publicul pare viu. Eu am fost Ristei, X-Factor, la revedere. Ristelu. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!